Bună, Florin, bună, Diana, bună, dragi prieteni. Lumea spune că ar fi unul dintre cele mai simple și mai bune torturi. Asta și pentru că, probabil, fiind alegerea lui Meghan, ne lăsăm puțin influențați. Nu întâmplător mă aflu într-un loc dedicat prăjiturilor și florilor. Vedem că și aici e o combinație între dulce și flori. Iar alături de mine astăzi este Ioana Vuretu, specialist în torturi, prăjituri, flori, frumos în general. Vorbim despre frumos. Bună, Alexandra, și bine te-am găsit. Spune-ne ce este cu acest tort de lămâie și soc. Asta este creația ta, o reinterpretare, pentru că nu știm încă cum va arăta tortul final pe care îl vor avea Meghan și Harry la ceremonia de mâine. Dar spune-ne cât de cunoscută este combinația asta. Combinația nu este extrem de cunoscută, însă este una foarte fresh. O să-ți enumăr câteva dintre ingrediente. Avem cremă de lămâie, avem infuzie de soc, flori de soc și blaturile sunt însiropate cu limoncello. Deci e un adevărat festin aici. Te-ai fi așteptat la o americană jet by jet să facă această alegere pentru un tort? Da, m-aș fi așteptat pentru că tendințele acum în deserturi, ca și în flori, reprezintă simplitatea. Și tocmai din acest motiv, cred că și pentru acest eveniment foarte important al casei regale, putem merge puțin pe simplitate și m-aș fi așteptat să nu vedem ceva foarte sofisticat, ci foarte delicat și suav. Florin se întreba mai devreme dacă e o combinație reușită și aceasta dintre lămâie și soc și dacă florile de soc sunt comestibile. Le folosim și în România la socată, dar niciodată nu le mâncam, de obicei le lăsam deoparte. Sunt destul de multe flori care sunt comestibile, printre care și socul. Este perioada lui acum, avem și salcâm, sunt destul de multe flori comestibile. Pot să enumăr câteva, cum ar fi levănțica sau panseluțele sau gălbenelele sau mușețelul, teiul, tei, o să urmeze perioada teilor și atunci vom putea face deserturi cu tei. Revenind la întrebarea ta, se combină foarte bine socul cu lămâia. Este un desert extraordinar de bun și potrivit pentru vară. După cum vezi, am ales să ornez acest tort și cu niște mini bezele ușor flambate, pentru a fi în aceleași nuanțe, în aceleași tonuri. Crezi că de aici înainte rețeta asta va deveni virală, așa, dacă am putea spune, și lumea va folosi mai mult această combinație? Cu siguranță, pentru că trebuie să avem trendsetteri și probabil că aceștia sunt unii dintre ei, Meghan și Harry. Sunt curioasă pe final, ce spui despre alegerea bujorilor în buchetul miresei, pentru că iarăși va folosi flori de sezon. Da, m-am documentat puțin și câteva zvonuri ale floristului casei regale spune că vor folosi bujori. Bujori și flori albe, nuanța pe care ei merg este una texturată, culori foarte delicate și cred că bujorul este una dintre florile foarte fragile, ușor parfumate și foarte delicate. Mulțumim, Ioana, pentru rețetă. Noi rămânem să gustăm tortul. Florin, mă mai gândesc dacă ți-aduc și ție o bucățică. Nu de alta, dar nu ai avut încredere încă de la început în combinația asta și poate te conving. Mulțumim frumos, Alexandra!